și Sfântului Duh. Păstor legiuită toată țara românească și mitropolit prea cinstit, ai fost numit de Patriarhul Constantinopolului. Atunci când ai fost chemat din scaunul vicinei să fii așezat ca dascăl în cetatea Argeșului pentru vrednicia cu care ai păstorit turma cea cuvântătoare a neamului românesc. Hristos te-a veșteșită cununa, iar de la preaslăvit